Salut, sunt Ciprian Teodorescu, ghid montan și național. Și pe data de 11 decembrie 2023 mi-a apărut cea de-a treia carte, care se numește Pași în doi pe Camino Portughez. Aceasta este. Primele două cărți sunt acestea, Camino de Santiago, Taina Pelerinului, și Expediție în Mongolia, scrisă în 2022. Cea de-a treia carte, Pași în doi pe Camino Portughez, se referă la traversarea drumului portughez, care pornește de la Porto și se termină la Santiago de Compostela. Cartea are 265 de pagini și este editată la aceeași editură din Brașov cu care lucrez de 3 ani. Corectura și tehnoredactarea sunt realizate tot la aceeași editură din Brașov. Cartea abordează genul literar traveling, jurnal de călătorie, dar este și o combinație între reflexii, jurnal de călătorie și ficțiune. În primul capitol al cărții am descris, am realizat o ficțiune între Am făcut o ficțiune între cei doi pelerini care pleacă pe Camino Portughez. Mai degrabă mi-am imaginat o ficțiune între cei doi pelerini, Ciprian și Stella, care pleacă în Camino Portughez. Dar în secolul XVIII, având ca scop întâlnirea cu marchizul de Pombal, un fel de Adrian Năstase al zilelor noastre, marchiz de Pombal, care a scos Portugalia cât de cât la lumină în acest secol, în jumătatea secolului XVIII. El a adus o contribuție foarte mare după cutremurul din 1 noiembrie 1755, când Lisabona a fost făcută praf. Iar acesta a avut un plan de reconstrucție a Lisabonei. Dacă cei doi pelerini s-au întâlnit cu marchizul de Pombal, o să vedeți. Și în capitolul 1 am și un dialog între Santiago Apostol, adică Sfântul Iacob cel Mare, și marchizul de Pombal. După care, de la capitolul 2 la capitolul 23, urmează un jurnal de călătorie pe Camino Portughez. Iar acest Camino, vreau să vă spun că are mai multe variante. Una dintre ele este Camino Portughez de coastă, care urmează coasta Oceanului Atlantic. A doua este Camino Portughez Central, mai există Camino Espiritual, iar noi am ales drumul romanic 19 sau Camino Portughez Por Braga. Bineînțeles, în Camino Portughez se poate pleca și de la Lisabona, dar sunt mult mai mulți kilometri. Sunt 700 de kilometri de la Lisabona la Santiago de Compostela. Iar noi anul acesta am ales să mergem 260 de kilometri între Porto și Santiago de Compostela. Am să vă citesc o poezie din Rosalia de Castro și vă spun și de ce. Pentru că pe acest camino am întâlnit casele memoriale a doi mari poeți și scriitori spanioli. Unul dintre acești scriitori și poeți este Rosalia de Castro,
care s-a născut la Santiago de Compostela, dar a locuit și pe la Padron. Iar noi la Padron, prin Padron am trecut, drumul portughez trece și prin Padron, un orășel aflat în nordul, în Galicia. Și am mai întâlnit și casa memorială a lui José Camil Cela, care este laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1989. Am decis din carte să vă citesc o poezie scrisă de Rosalia de Castro, care este considerată poetesă națională a Spaniei, poeta a Galiciei. Fântâna nu mai curge, izvorul s-a terminat. Așa se numește poezia Rosaliei de Castro. Fântâna nu mai curge, izvorul s-a terminat. Deja călătorul de acolo nu-și va mai potoli niciodată setea. Iarba nu mai încolțește, nici narcisa nu mai înflorește. Nici măcar în aer crinii nu-și răspândesc parfumul. Doar albia nisipoasă a părului uscat amintește celor însetați de oroarea morții. Dar nu contează. În depărtare murmură un alt pârâu, unde violetele umile parfumează spațiul și ramurile unei sălcini, uitându-se una la alta în valuri, își răspândesc umbra foarte răcoroasă în jurul apei. Călătorul însetat care traversează drumul umezește buzele în limfa senină a pârâului, pe care copacul cu ramurile lui îl umbrește și fericit că uită de fântâna uscată. Da, avem ce învăța din această poezie. Dumneavoastră puteți trage o concluzie din această poezie. Cartea se găsește pe anumite site-uri de carte, bineînțeles, dar nu numai. Se găsește și o puteți cumpăra și de la mine. Costă 50 de lei. Și puteți scrie pe munteșicomana@gmail.com sau puteți veni la lansare, care va avea loc pe 18 ianuarie 2024 la București. Puteți scrie pe acest e-mail pe care vi l-am spus. Toate bune!